Administrația locală din Reghin oferă publicului două spectacole cu ocazia zilei de 8 martie. Primul va avea loc marți, 7 martie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Se intitulează Drag-mi-e cântecul și jocul și are la bază muzică și dansuri populare. Din program fac parte ansamblurile Mugurelul de la Clubul Copiilor Reghin, Floricică de pe Tău din Fărăgău, Plaiuri Mureșene din Târgu Mureș. Va urca pe scenă și ansamblul Casei de Cultură Gazdă, intitulat Vatra Dorului, coordonat de Stelian Friciu. Publicul va mai avea parte de reprezentații date de ansamblul de dansuri țigănești la Leaua Neagră și dansuri moderne prezentate de copilași pregătiți de Adina Ința. Dar asta nu e tot. Mici interpreți de muzică populară vor oferi recitaluri. Este vorba despre Bianca Pop, Roxana Varodi, Dorina Oprea, Natalia Moldovan, Larisa Cotoi. Spectacolul va fi prezentat de Simina Cota. A doua zi, 8 martie, Casa Municipală de Cultură, alt spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Primăria și Consiliul Local Reghin organizează miercuri, 8 martie, de la ora 17, la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, un spectacol. Invitați sunt Florin Vos și Adrian Enache. Adrian Enache are 60 de ani, iar când vine vorba de cariera sa muzicală, mărturisește că nu va uita niciodată întâlnirea cu Mihaela Runceanu, care i-a schimbat viața, pentru că la solicitarea ei, Adrian urmează cursurile Școlii Populare de Artă la clasa sa. În 1989 participă la festivalul Mamaia, dar este descalificat pentru că are un stil neobișnuit pentru ceea ce impunea regimul de atunci. Un an mai târziu, după căderea regimului comunist, solistul își încearcă din nou norocul și obține locul al doilea la secțiunea interpretare, după regretata Laura Stoica. În 1992 este deja curtat de televiziune pentru că melodia Moartea mea e dragostea, încredințată lui de către Dani Constantin, devine un hit. Regizorul TVR s-a deplasat personal la Galați, unde locuia Adrian ca să filmeze videoclipul. Melodia a fost inclusă în acel an pe o compilație alături de alți artiști în vogă la vremea aceea. Urmează o perioadă bună pentru artist, cu participări numeroase la emisiuni radiofonice și de televiziune. În 1994 lansează împreună cu Monica Angel, Vlad Fugaru și Aurelian Temișan imnul campionatului mondial de fotbal pentru echipa națională, intitulat Să fii cel mai bun. Anul 1996 este cu adevărat prolific pentru cariera sa. Participă la secțiunea Șlagăre a festivalului Mamaia cu piesa Totul e o loterie. Este invitat în recitalul pe care Elena Cârstea l-a susținut în același an pe scena festivalului Cerbul de Aur și participă chiar în festival. Este anul în care își lansează primul album sub egida Intercont Music, ocazie cu care presa de specialitate l-a numit sex simbolul muzicii românești. În 97, Adrian Enache obține locul al doilea la Festivalul Internațional Pamukkale din Turcia. Iar un an mai târziu este invitat în recital la același festival și cântă în deschiderea concertelor Diana Ross și Tom Jones. În 98 participă alături de Marina Florea, Sandalado și Daniel Iordăchioae și Aurelian Temișan la selecția națională a concursului Eurovision cu piesa E iubire. În 98, Adrian Enache lansează cel de-al doilea album, intitulat sugestiv Nebun după femei, pentru care colaborează cu Adrian Ordean, unchiu sapro Dan Teodorescu de la Taxi. Este declarat solistul anului pentru acest album. În 2001, Adrian Enache obține premiul pentru cea mai bună voce masculină și locul al treilea la Festivalul Internațional Vocile Asiei din Kazakhstan. În același an, lansează un nou album, dar de data aceasta în colecție privată. Albumul se intitulează My Favorite Songs și cuprinde o colecție cu cele mai îndrăgite, evergreen-uri, dar și piese din repertoriul propriu. În 2002, Adrian Enache dă lovitura la Festivalul Național Mamaia, câștigând trofeul cu melodia O singură noapte, pe muzica lui Adrian Chereștei. Este anul în care casa producătoare Roton îi propune o schimbare totală de look, lucru acceptat de solist. La finele anului lansează cel de-al patrulea album din carieră, intitulat O singură noapte. Enache este totodată personaj al unor cărți, iar din 99 este angajatul Teatrului Constantin Tănase din București. Își are debutul în acest teatru cu muzicalul Nota Zero la Purtare, în care joacă alături de Aurelian Temișan. Îl veți putea urmări așadar în concert la Reghin, miercuri 8 martie, de la ora 17. Intrarea este liberă. I've been lost in silence, and I want...